crimă în stil mafiot într-un cartier al Romei. Victimă, un român, Ștefan Mihai Roman. Tânărul de 33 de ani mergea seară spre casă. O motocicletă s-a oprit în dreptul lui și ultimele sunete pe care le-a auzit au fost cele ale pistolului descărcându-se. Ucigașul a tras două focuri de armă și a plecat în trombă. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. E execuție, spun carabinierii de la Roma, care merg pe două piste, droguri sau cămătărie. Ștefan Mihai Roman, originar din Râmnicu Vâlcea, avea 33 de ani și lucra la o firmă de construcții. El locuia în nord-estul capitalei italiene. Miercuri, în seara crimei, Ștefan se îndrepta spre casă și mai avea doar câțiva metri până la ușă. A auzit o motocicletă apropiindu-se. Vehiculul pe care erau doi bărbați a oprit în dreptul lui. S-au auzit două focuri de armă. Apoi motocicleta s-a făcut nevăzută, iar trupul lui Ștefan a rămas pe caldarâm. Potrivit informațiilor inițiale date până acum de polițiștii care anchetează cazul, Mihai Ștefan Roman avea antecedente penale pentru mai multe infracțiuni de furt în ultimii 4 ani. Iar până acum dinamica faptelor le sugerează anchetatorilor că ar putea fi o reglare de conturi din cauza drogurilor, aceștia făcând deseori raiduri la dealerii din acea zonă. Cartierul în care locuia Ștefan Roman, Casal del Paz, este cunoscut ca fiind teritoriul al traficanților de droguri, iar operațiunile poliției sunt frecvente. Nu este prima execuție de acest fel. Presa italiană face legătura între crima de miercuri seara și cea de acum 2 ani, când un alt român, Adrian Pascu, a fost împușcat mortal după același tipar. Adrian Pascu a fost executat cu 3 focuri de armă. Ucigașii nu au fost prinși nici până acum. El a fost împușcat mortal sâmbătă dimineață în holul unui bloc din cartierul Prima Vale din Roma. Alarma a fost dată de către vecini care au găsit cadavrul bărbatului în fața liftului. Polițiștii nu exclud acum nicio pistă referitoare la o eventuală legătură între cele două crime, de la un atac legat de un eventual trafic ilegal cu droguri până la o răzbunare din motive personale. În 2014, Adrian Pascu povestea într-o emisiune televizată cum a intrat în lumea interlopă din Roma. Sei venut tu dove? Milano? Sì, la prima volta a Milano. Che cosa facevi? Eri senza famiglia ed eri minorenne. Come vivevi? Come erano le tue giornate? Stavo con altri amici, quindi giustamente loro facevano dei reati e io mi sono trovato in mezzo. Alla fine ho cominciato a farli anche io con loro. Quindi. Che cosa facevi? Dei furti, cose. Così tu per la prima volta sei stato arrestato, avevi sì, 15 anni. Sì, nel 2008. E sì, mi sono ritrovato rinchiuso dentro una stanza che non riuscivo a capire dove stavo, perché ancora non capivo niente, poi piano piano. Metoda crimei, spune presa italiană, este în tiparul crimei organizate. În ultimele 3 luni, o nouă spirală a violenței venită după o perioadă de liniște datorată desființării marilor grupuri criminale sperie locuitorii și alertează autoritățile. În noaptea de miercuri spre joi, rudele și prietenii lui Ștefan Roman au fost interogate. Poliția italiană vrea să afle dacă în ultimele zile de viață victima a luat legătura cu persoane din lumea interlopă română sau străină.